deloc, mă. În general, nu. Bine, recunosc că câteodată mă mai ia rușinea, dar destul de rar. Cu ce ocazie? Cu ocazia defectării WC-ului de la Baia de Jos, pe care ar fi trebuit să-l repar fără să vin eu să-și cer asta. Eu? Păi de ce să repar eu? Ce scrie cumva pe fruntea mea că sunt reparator de WC-uri? Lasă că nu scrie pe fruntea ta nici că ești proprietar și că ne iei banii lună de lună pe chirie fără să ridici un pai. Pune mâna și rezolvă problema asta, că e treaba ta să o faci când ai chiriaș. Bă, așa se face. Ok, rezolvăm. Dar asta numai după ce e de acord și titra de pupăză, ca să împărțim cheltuielile. Până atunci eu nu pot să demarez niciun fel de lucrare. Te descurci și tu cum poți. Ia uzi, ce cum propui să fac, bă? În sticlă, în pungă, pe trotuar, în fața porții? Că nu culai de... Era bun. Ce trebuie am eu cum te descurci tu? Eu am WC-ul sus la mine în cameră. Anunță-l tu pe pupăză că eu n-am chef să-i vă mutra. Băi, Gogulamă, te rog, nu vrei să te ocupi tu? Că ne merg nici ăștia doi, ne iau chirie, dar boule, așa. M-aș ocupa, dar n-am decât o mână, că am făcut buba. Stai tranquilă, iubirea mea, că rezolvă băiatul de o problemă. Tu taci, mă, și vezi de florile și de versurile tale, că nu ești capabil tu de așa ceva, tu mai rău strici. Știi ceva, mă? Știi ceva? Mă descurc și singură, mă, pricepuților. Da, chiar sunt priceput, dar nu pot. Ce vrei, mă doare. Mamă, beiuagi. În sfârșit vedem și noi femei frumoase. Păi, nene, atâta de simțire nu mi-a fost dat să văd. Ce ai mai făcut pe iară? Ce, eu? Nu, mă, nu! A, lasă-mă să ghicesc. Taximetrist nesimțit, care a fumat tot drumul și a dat muzica la maxim. Mai rău. Aol. Mai am puțin și o să-mi fac nevoile în curte, ca la țară. Îți vine să crezi că din 300 lei cu care împart casa, niciunul nu e în stare să repare WC-ul de la parter? Da, mă, dar poate chiar nu se pricep oamenii. Și acum toți bărbații trebuie să fie doia gen repară tot? Păi da. Mă, dar măcar să recunoască. Bă, nu mă pricep și punct. Și să dea bani să aducă unul de meserie. Păi da. Hai, fată, calmează-te, nu te mai agitat, că faci riduri. Uite, vin eu și ți-l repar, că eu mă pricep la de toate. Schimb prize, becuri, mai băt un cui. Ce zici? Fac de toate pentru toți. Era clar că trebuie să ai și tu niște calități, ca să mai compensezi. Să compensezi ce, Chiorete? Apără-mă! Chiorete, fii bărbat! Ce bărbat, că dacă îmi dă una, ui dumăr pe fărți. Ca să... Că e multe ca sensibilitatea, că tu ești plină de sensibilitate. Plină de gingășie. Da. Mă, mersi mult, grații, dar e sigură că te descurci? Da, mă, 200% sunt sigură. Uite, dură mă iei și-mi rezolv dosarele și eu mă duc la vilă și-i rezolv treaba cu closetul. Ce auzi, mă? Alo, ce sunt aici de ce? Stau aici, mă, mâine să mă uit la voi cum vă faceți aranjamentele astea dubioase. Așa, bre. Hai, mă, șeful, ce naiba, cu urgență. Ne lasă să facem pipilică în curte ca maidanezi, ca boschitari. Cum știi tu să mă iei, mă, Ema? Șeful! Ce ne cinstim, uniforma? Grație lor, n-ai plecat, mă, să o ajuns pe fată? Acum? Numai prostii pe rețelele astea de socializare, frate. Bună! E, bună! Am venit să vă rezolv problema la toți. Ia, ce problemă? Băi, problema cu WC-ul normal. A. Că mi-a zis Ema de că trei doamne și toți trei praf la de-astea bărbătești cu reparațiile. Iată, bă, și te-ai găsit tu pricepută. Hai că o să-i voi pricepută la altele pe bucătărie, dar la tehnică este zero barat, îmi zic eu. Băi, Vandame, asta o fi fost valabil în tinerețile tale, adică acum mult timp în urmă. Da. Dar azi nu mai e așa, că între timp femeia s-a emancipat și a devenit independentă, înțelegi? E un alt fel de spune că sunt desperte bătrâne, da? Băi, dacă s-ar găsi bărbați ca lumea, sigur n-ar mai rămâne fete bătrâne. Dar până una alta s-au emancipat și fac treburi de gospodar.
Bat cuie, repară prize, mai schimbă un bec, două găuri cu o bărmașină, înțelegi chestii de-astea, da, dar tu... Da, da, și când vrea omul să vă ajute să căreați o sacoșă sau, Doamne ferește, vă oferă loc un autobuz, vă crizați că alea, că voi puteți, că n-aveți nevoie de noi. Hai mă lași, parcă eu nu știu. Hai că deja berez vandame și o dăm în tangouri acum. Mai bine zic că nu recunoști că eu sunt mai bună în astea tehnice decât tine. Și decât toți ăștia troglodiții din casă. Ce-și te-ai găsit tu? Zeița amazonelor, mama feministelor, descurcăreața lui pește prăjit, să vii să-mi dai ora exact aici la mine în casă. Auzi, mă, ia să vedem, mă. Ce zice gagică tu despre toate chestiile astea pe care le-ai spus tu? Aici cu troglodiții, cu tot restul. Hai, vine, mă, sună, la. Salut, gogule. Auzi, mă, ia mișcă-te imediat până acasă. Ce, fiindcă ai două probleme de rezolvat și amândouă sunt urgente. Primul e cazul WC-ul care nu merge de seară și al doilea e cazul Grațiela. Da, din ce văd eu aici sunt 30 reclamații de la cetățeni că s-au furat biciclete din scări de bloc și parcări de magazine. E clar că avem de-a face cu o bandă organizată specializată pe furt de biciclete. Ce descoperire monumentală, madame! Și suspectul, mă rog, capotitutii capi ăsta, Sândel figurantul. Păi atunci e foarte simplu, te duci și interoghezi pe Sândel. Ce să mă... No, că dacă nu peste el, se prinde că l-avem în vizor și nu mai ciripește nimic. Ăsta trebuie adus la secție sub un alt pretext. Cum ar fi că vrem să luăm în evidență toți bărbații între 30 și 40 de ani. Și am eu grijă să-l trag de limbă, ca metodele mele. Dar nu mai bine că duci la Sândel gurantul ăsta acasă. Spargi ușa de la trânsul, îl încătușești și-l aduci pe sus la secție. Ceata fandosele și strategii de aiurea pentru un borfaș ca ăsta. Vezi ce mentalitate de cioban ai? Șeful! Eu am metodele mele, mă. Asta să faci tu la tine, acolo, la stână. Șeful! Eu sunt detectiv, bă, băiatule, și în plus sunt și femeie, adică am intuiție. Și vreau să rezolv treaba asta cu mănuși. Ce, mănuși? Ori fi merg mănușile tale la alte cazuri. Dar nu la astea care e în clar, bă. Că ăștia e vorfaș, bă, ăștia are alte strategii, bă. Nu ține cont de mănuși de farafas. Asta crezi tu cu tărtăcuța aia ta goală. Șeful! Gata, liniște că mi-ați împuiat capul. Faceți ce faceți, numai să faceți în liniște. Că trebuie să vină Don Chestor la noi în secție și vreau să zic că e gălăgie ca nobor, da? El acolo stă, e obișnuit. Șeful! Apropo, ai schimbat brânza că miroși altfel. Liniște! A zis șeful liniște! Bă, da, tu chiar te pricepi la chestiile astea tehnice. Misoginul ăla de bandam s-a luat de cine nu trebuia. Hai mă, că nu m-am spărat eu pe el, da? Tu ai vreo idee de la ciufiul ăsta că nu văd de la ce ar trebui să fie? E, lasă, că-ți dai tu seama că doar e șefa de la lucrare și o să te prinzi că ăla este capacul de sus de la pazinul de WC-ul. Zici și tu așa că mă simt eu bine acum, că sunt bună, Chiar ești bună, spun, ești piesa unicat între femei. Tu ești singura care se pricepe la lucrările astea. Ai zis capacul de la bazin? Da. Ăla în care înnoți? Da. Nu, e de la bazinul ăsta care... Are... Am încurcat cineva partea de jos cu partea de sus. Auzi, asta chiar nu știam de la ce, dar cred că merge să... Îl iei tu? Nu. Bă, te bagă-mi pești cu mămica ce ai scârba drept. Ei, lasă că ne mai... Cine era, mă, șchilambicul ăsta, figurantul care mi-a zis niște măscări de... Și trebuie, mă, tu, era un suspect. Ce suspect? Bine, mă, era Sândel, poftim. Sândel? Sândel figurantul ăsta? Da.
Păi nu rămăsase că-l săltăm cu mașcații? Așa rămăsase în capul tău, mă. De-aia te-am anunțat de la bun început că am altă strategie. Și stai liniștit că l-am interogat pe individ și nu și-a dat seama absolut deloc. Păi nu mai bine, porce, dar mai cum ți-am zis eu, bă, să-l tai preventiv, la nevoie îl băgai în arest și după aia îi fabricam o declarație? Bă, tu ești nebun, mă. Păi asta e înscenare, nu-ți dai seama? Înscenare, neînscenare, unele cazuri așa se rezolvă, cu înșelări dintr-astea. Îl băgai la zdup preventiv, îi închideai lumina, îi făceai pe la gratii, buhuhu, buhuhu, să spari ea tot și intrai temne, aprindeai lumina, uite, ia zi, mă, scârbă, mă. Zi tot ce știi, mă, varsă din gușe, că ia uite unde te încadrezi, între 3 și 15 ani. Vrei să te duci sau ți-a dragă libertatea? Vărsat tot, îți spui eu. Hai, mă, tu, Canca, vărsat tot și fără tactici de-astea ieftine de intimidare. Aproape că a recunoscut că e hoț, înțelegi? A recunoscut că e hoț? Hai, aproape! Hai! A venit Don Chestor? Nu, cine i-a furat bicicleta cu motorul Don Chestor din curtea poliției, mă? Mă, că nebunesc, mă, mă, nebunesc, ajungem de râsul curcilor. Estraur, cine să fie? Cine să fie? N-o fi omul nostru, vrei să-mi del figurantul? Pe care am avut acelea în secție datorită lui detectiva lui Pește Prăști. Lui geniala noastră detectivă, care a cinut față și l-a avut la interogatoriu, bre. A vărsat tot în gușe și s-a demascat că este un hoț ordinar pe biciclete, numai că trânsa l-a lăsat să zboare ca belferul cu mâinile în poznare. Și dacă tot avea mâine libere, nu care cumva el s-a agățat de bicicleta cu motor al lui Don Chestor? Mă, femeie! Mă, femeie, tu ești sănătoasă, mă! A? Mă, cum să-i dai drumul dacă l-a recunoscut că e infractor, mă? De-ce? Simplu! Nu aveam niciun temei legal să-l arestez pe individ. Și nu mai tu pe mine cu băi, femeie, că eu sunt organ al statului român. Mă rog, locțitor de organ, că organul e plecat să rezolve problema cu WC-ul. Și stai demn ce, mama dracu, că ești ce... Băi, femeie, mie... Mamă, dar ce mâini grele aveți, mă! Tu sunt un chestor! Hai, că nu e puzzle, dă-o încoace! Dă-o, că se vede clar că nu te pricepi, ți-am zis de atâtea ori! Parcă ai văzut pentru prima oară un plutitor de WC-ul. Uite cum se pune! Se face click aici și acum merge! Acum curge apa... Acum s-a înfundat! Parcă e prima oară când vezi așa ceva! Și ce vorbești așa? Că parcă ai zis că mă pricep și că ce talentată sunt. A zis-o și eu așa, ca să te fac să te simți bine. Dar se vede clar că tehnica nu este punctul tău forte. O să știi că nici al tău, dacă stau bine și mă gândesc. Și la tine și mai grav că ești bărbat și se presupune și că bărbații... Și se presupune că ce? Ce? Adică toți bărbații trebuie să știe să repare și să monteze un WC-ul? Nu, da, măcar aia care sunt holtei și vor să impresioneze o fată. Bă, fraților, măcar reușiți să reparați WC-ul ăsta? Că la capitolul haos și dezordine sunteți pe primul loc, vă descurcați. Ca să nu mai zic de gălăgia pe care o faceți. Bă, am reușit, dar de fiecare dată ne-a dat cu virgulă. Ba nu găseam o piesă, ba ne-a rămas o piesă în plus, ba două, uite-te, acum nu găsesc piulița să strâng plotitorul. O grămadă de timp, frate, și-ați întins toate troacele astea pe aici, deci că sunteți la talcioc. Ce faceți, mă, inventați WC-ul cu reacție, ce faceți? Mai știe? Dacă tot ești tu atât de deștept, de ce nu-l repar tu, mă? Că dacă stau bine și mă gândesc, chiar trebuia să faci de la început. Că ești proprietarul casei, nu? Ce? Stai și că sunt proprietar doar pe jumătate din casă și nu știm sigur dacă WC-ul se află în jumătatea mea de casă, da? Mă, tu mai bine să mă plimb, că mi-ați făcut creierii varză cu gălăgia voastră și să ziceți mersi că nu vă iau taxă la chirie pentru gălăgia pe care ați făcut-o. Ce faci? Dar nu mai bine te duci tu să te plimbi și ne lași pe noi, dracu. Bă, cine simți, bă, frate? Ăsta mâine pe mine se transformă în pupă zădoi. Gata, știu! Mi-a venit o super, super idee, Gogoșică! Mă, ești atent la mine? Păi, dar asta de la ce? Ca să-ți dai una peste față! Să facem un WC-ul mobil! Mobil? Adică WC-ul de la la parole? Exact! Cine n-a avut vreodată nevoie de un WC-ul când era pe drum și l-a apucat oarece chestie? Da. Iarna
de la frig, dar și vara la 40 de grade când bei multe lichide și... Sau când iei laxative și te ia cu fureala. Sau diuritice ca să elimini apa când vrei să faci o cură de slăbire. Avizat matarilă. Sau când ai copii, știi? Da, mă, la copii e musai să fie un veceu care să se deplaseze. Că știi că pe ei apucă oriunde și oricând, numai când pleci de acasă, nu spun că fac pișulică. Da, toate ca toate. Ideea este cum îl facem. Dar n-am greșit cu nimic. Procedural e perfect, corect, ce-am făcut. Nu aveam niciun temei legat să-l arestez pe Sandel. Cum dracu să n-ai, mă? N-aveai, inventai unul, te agățai de orice ca să nu lac să plece. Mai ales că zici că a dat pe țeavă vrute și nevrute. A dat, a dat, dar n-a zis nicio clipă că face parte dintr-un clan de hoți de biciclete. Logică nu, că dar nu era prost să-și dea singur foc la valiză. Și apropo, ce mari dezvăluiri ți-a făcut madame? Că zice că l-ai tras de limbă, că l-ai... Păi mi-a zis doar că i-a cunoscut pe Gheorghiță Cricu și pe Marco Anvelopă, care-s prietenii lui din copilărie, dar atât a zis. Extraordinar! Și ăștia după nume ți se par a fi prin balerine? Sau oți băgăiași și măsa? Da, mă, da, da, sunt oți și au și antecedente că i-am verificat eu. Ce-am spus? Da, Sandel n-a lucrat cu ei, deci... Deci n-a lucrat cu carte de muncă, vrei a zice? Da, de-a lucrat, tot a lucrat Ardivar Ocu. Mă, gata, gata, iar începeți, păi că mă ține unit. Fii atent, fă bine și sună-l pe Sandiliu, pe Sandel ăsta și zi să facă bine, să aducă imediat la secție bicicleta cu motorul lui Don Chester. Că dacă nu-l omor cu mâna mea. Și să-l acuz așa pe față, fără probe, fără nimic, e chiar nașpa. Nu mă interesează. Descurcă-te cum știi și cum poți. Că eu știu doar că dacă intrăm în colimator la Don Chester, nu mai avem viață. Mă copii, mă copii, mă, voi nu vă gândiți, am și eu doar doi ochi. Bine, mă, bine, bine, dar omul are dreptul la prezumția de nevinovăție. Cum ai că să sună așa și să-l acuz direct pe față de o infracțiune fără dovezi? Da! Da. Ce faci, iubi, cu trotineta aia? Că sigur nu te ține și clar nici pe mine. Ce-am decât să mă plimb? Atașez veceul la trotineta și gata! Avem budă mobilă și punem și un motoraș? Atașăm motor la veceu? Păi și de unde luăm motoraș? Că prin asta am prăștiat pe aici, nu văd niciun motoraș. V-am zis, banale, atașăm motorașul nu la veceu, ci la trotinetă, da? Știu, știu, știu! Luăm un motoraj de la un uscător de păr mai vechi și îl punem acolo. Ce zici? Genial, nu? Ce foarte genial! Doamne, doamne! Cum am putut să cred că femeile se pot pricepe la tehnică și la reparație? Adică vrei să spui că femeile sunt proaste, iubi, a? Nu! Vreau să subliniez faptul că tu nu te pricepi deloc, la fel ca și celelalte. N-aveți nicio treabă cu tehnica. Sunteți două linii paralele. Păi când eu da, eu pot. Și ca să pot să găsesc soluția, am nevoie de liniște. Ah. Da. Adică întâi mă faci proastă și acum o reduci și la tăcere. Ce dar zice, nu te-a făcut nimeni proastă. Termină! Păi asta înseamnă că ești la fel de misogin ca Van Damme. Și ce crezi? Ăla nu e iubitul meu. Păi când tu da... Câmpitule, ce ești, am plecat! Și iar și asta înapoi! Ce? Aha! Deci la tine era piulița! Da, domn Chester, cum spuneți dumneavoastră? Să repet, vă dumneavoastră, spun, cretin, idiot, bou! Să mai spun de la mine? Retardat. Libidinos. Bou bălți. Mai prost ca noapte. Bă, te priți! E suficient? Da. Să-mi dau și o palmă. Aia e palmă? Nu, mai dau una să trăiți. Ce tare am. Mulțumesc. Să trăiți. Bă, de ce mi-a fost frică? N-am scăpat, mă. Mă, din cauza voastră m-a făcut pe mine Don Chester cu uși cu oțet. Că a zis că nu pot nici măcar să asigur paza secției de poliție. Păi ce vrei, poți? Ștai-și, mă. Ai vrei șeful, că putea să dispară de oriunde bicicleta aia. Na, s-a întâmplat să dispară din curtea secției. Da, vrei, așa e, stai ghinimăn. Păi putea să-i o fure de-n fața de la magazin, ta de la tutungerie. Ce-a cătat cu ăla, nu-i în set. Să mai vie, domnule, și pe jos. Mă,
asta nu vi se pare deosebit de grav, mă? Să-i fure bicicleta din secția de poliție? Dar ce zic eu grav? Este de-a dreptul caragios! Și asta de ce? Pentru că mademoazela aici de față a apucat-o filantropia și i-a dat drumul acasă borfașului ăla de sandel. Gata! Gata! Din momentul ăsta, chiar te preiei tu cazul și vreau să-l rezolvi așa cum știi tu. Adică, bărbatește! Să trăiți, servezi patria, nu să te pară rău, șefa, mă! Că dacă noi recuperăm bicicleta lui Don Chester, o să fie la sol! Pe bune? Și eu ce fac în timpul ăsta? Ce te pricepi, Ema? Bei cafea și spui părul pe moață. Mateescu. Ema! Mateescu! Ema! Mateescule! Ai dreptate! Știam eu că mă iubești, fiară. Ai zis ceva? Nimic. Mi s-a părut că ai zis ceva. Nu le repara gogurile nici acum. Bă, da, o dracu de treabă, zici că e navă spațială, nu un amăr de WC-ul. Da, mă, dar mi-a venit o idee. De fapt, ne-a venit o idee genială. Și mie și grațelei să facem o budă mobilă. Și o scoatem vara pe terasă sau o închiriem la evenimente? Eh? Ce zici? Da, și când avem evenimente, gogule, îl scoatem pur și simplu stradă, bă. Îl punem aici la poartă. Că, știi cum e? Întotdeauna când ai treabă în oraș, te taie burdaș și nu găsești o budă pe 2 km. Da, punem taxă, gogule. Punem taxă și ne mai rătunșim și veniturile. Că o treabă asta cu mâncatul și cu partea altă nu se demodează niciodată. Ha, yes. Auzi, hai. Hai să ne apucăm de treabă, ia zi. În ce stadiu al construcției ești? În stadiu genunchiului de râmă. Că în loc să-mi pun procesorul la treabă, stau să mă cer cu Grațiela. Că de... Am avut impresia că dacă lași femeia să facă treabă, o face pe dracu, îmi spun eu. Când femeia își bagă nasul între șuruburi și între circuite, iese haos. Știu, voi, ți-am zis. Mă, ți-am zis de la început, ți-am zis? Da. Păi, și tu ce-ai făcut? Bă, că e gagică, bă, că lasă-mi pace, bă, gogule, măi, tăi din ele, că ți se urcă în cap. Da, femeia nu are cap pentru așa ceva. Am experimentat pe pielea mea. Am tot ce trebuie, dar îmi lipsește un motoraș. Că îți dai seama, vreau să fac o șandramadă asta care se poate deplasa cu viteză în toate colțurile Bucureștiului. Doar nu o să o atașăm de un măgar sau de un cal. Corect, corect, gogule, aici sunt perfect de acord cu tine. Luăm de la obor, gogule, că e și mai ieftin. Da, trag o fugă până acolo. Măgar sau cal? Motor tâmpitul. Așa, da, mă, motor. Știi ce? Hai că vin și eu. Că și așa ne-a făcut un car de dragi cu Grețela. Să-mi recoresc creierii. Și atunci ne-a venit ideea genială să facem un WC mobil. Că e mișto să-l iei oriunde, oricum, așa, după tine, când ai nevoie. Dar ce să vezi? Că iubitul meu a intrat în procesul creației și a început să facă crize. Că eu nu sunt bună la nimic, că nu mă pricep la tehnică. Oh, și mi-a zis să fac liniște. Și mi-a sărit muștarul și am plecat. Hâț, na! Ce era să fac? Ei, stai liniștită, că și-o sunt la fel de supărată. Asta ca să nu te simți singură. Dar tu ce-ai pățit că nu erai așa când am plecat, erai chiar bine. Ei, mi-a luat Matescu cazul. Mă rog, ți-a luat Matescu cazul cu furtul de biciclete și l-a dat lui Chiorete. Păi și-a apucat să-l chimpăzăm de la aici, la interogatoriu. A, și să... eu am avut încredere în tine și ți-am lăsat cazul cu rețeaua lui Sandel figurantul și tu-l pierzi în favoarea lui... Fofăitul ăsta de Chiorete? Păi bine, mă, Emma, mă, cazul ăsta trebuia să-mi aducă și mie o promovare. Ce ai făcut? Ai întâmplat și tu acum, că nici tu n-ai reparat WC-ul așa cum ai promis. Mamă, e adevărat și totuși... Nu, că mă duc la Matescu să-i cer cazul înapoi, că altfel îi sparg ochii. Stai calmă, că nu mai e loc. A trecut Don Chester pe aici. Row, row, row your boat gently down the stream. If you see a crocodile, don't forget to scream. Băi, ce bună a fost berea, mă, mi-a căzut până în călcăie. O bere mai bună ca în opor nu găsești nicăieri. Și cum e rostul ăla de mici? Mamă, ce perfect a fost! Ia-mi să facem poftă, gogule. Și-am luat și ce ne trebuie. Am luat și motoraz. Gogule, mă, nu e prea mic? No, e perfect.
mai întâi atașăm motorașul la trotinetă și după aceea în spațiul care rămâne punem și bula și gata, avem show mobil. Pe așa cum vreți să adun niște sfoară din pivniță, că avem de-aia groasă care ține o viață, mă. Ce să faci cu ea? Că ce să faci cu sfoara, Google? Să legăm, să legăm WC-ul de trotinetă, nu? Să legi WC-ul cu sfoară? Doamne, apără și păzește, nu ești în toate mințile. Mă, dacă crezi că nu ține, să știi că avem și sârmă. A... de la câmpuț. Băi, ești mai prop decât Granțiela. Băi, eu cred că tu în viața vecilor tale n-ai ținut o mână, o șurubelăniță. Dacă te-ai îmbătat și ți-ai gândit niște ori, să știi că nu ți-ai găsit omul. Eu am vrut să punem părate o afacere și tu acum să mai joc de mine că nu mă pricep la... Păi nu te pricep, dacă vrei să punem părate o afacere, motorul nu se leagă cu spoară sau cu sârmă și nici WC-ul. Ne trebuie coliere, coliere cu autostrângere, înțelegi? Nu-l lipim? Nu, și n-avem. Ce bine că n-avem! Mai mergem o dată la obor. Și căutăm. Row, row, row the head, directly down the stream. If you see a crocodile, don't forget the scream. Hai să bim. Și ce voia să fac? Că era în joc reputația mea, a voastră, a secției. Ah, în primul rând să nu-i fi dat cazul meu lui Chiorete, înțelegi? Că eu am pus tot sufletul în cazul ăsta și știam toate de desubturile. Ah, păi da, dacă tu i-ai pasat cazul Iemei, înseamnă că ți-ai asumat aceste riscuri, nu? Și Iema l-a invitat pe infractorul de sânde la aici să bea o cafea, după care i-a dat drumul să-i fure bicicleta lui Doi Chez doar. Suntem ironic? Ha? Rămân, dar trebuia să-l trimit pe Chiorete să rezolve cazul. Că Don Chestor tuna și fulgera și a zis că dacă nu-i recuperăm bicicleta, mă bate. Iar... Să trăiți! Chiorete. Permite să raportez! Șef, am rezolvat... Bravo! Am rezolvat un dragbe! Că până am ajuns la acolo, scârbele la tăuți a dezmembrat bicicleta și a vândut și motorul și piese și tot! Pe scârba aia trebuie să-mi dea figuratul normal că l-am săltat. Dar bicicleta cu motor mândă un sos coț. E fix cum a amenințat Don Chestor. Că o să-i vândă motorul. Și era motor de la bun nemțeț de pe vremă. Oh. Iete mi-a tatuat pe viu și seria de la motor. Zac! Nu mai urla așa, dar trebuie să-mi notez și undeva. Se pricepe Don Chestor de copoi bătrân? Alo! Da, zici ce vrei, că eu am treabă, multă treabă. Alo, iubima, te rog eu frumos să mă ies, că am fost nesimit-o, nesuferit. Că eram și eu, a citat, că aveam și eu un pic de treabă și m-am lăgurat până înainte. Rău de tot te-a luat. Ai lăsat să se înțeleagă că femeile nu sunt bune de nimic, ceea ce e foarte grav. E o jignire personală la adresa mea și generală la adresa noastră. Da, da. Nu, am zis că nu sunteți bune la tehnică și la reparații, dar în comparație cu praful ăla de vandal, ești cea mai tare. Tu ești mini-tehnică, știți? E varză, la n-am analizat, da. Și îți retragi cuvintele? Da, am retrag toate cuvintele și mă așez. Și genunchi și spup, încerc scuze și îți sărut mâinile. Și recunoști că femeile sunt bune la orice? Și grozave, și pricepute, și fără ele viața e lipsită de sens? Asta sunt multe? Ok, recunosc de tot. Și recunosc, da, pe care l-am băut. Nu așa, mă! Zi după mine. Recunosc că femeile... Recunosc că auzi, dar stai puțin. Nu vrei tu mai bine să ți le recunosc, să ți le zic, să le, ți le trântești direct așa în față? Că e mai bine așa să spui adevărul direct. Plus,
Că am și eu nevoie de o mână de ajutor. Stai mie odată, vecea asta, că am bucă, am musc să bere și am nevoie și pe ciuștri ca să nu mai vă țin pe mine și pe capa. Mă ajuți? Bine, măi, bine, hai te buc. Pa! Unde foie mei? Cum? Așa. Dugule, zic eu că tot la sfoarea mea o să ajungi, că n-ai cum să prind toate astea de trotinetă fără să le legi. Mai tași de acolo cu sfoara ta, că sfoara face numai Van Damme la adevărat. Tu ești fals, mai măgări. Dă-mă tonul în coace să montez ca să terminăm o dată să-l scoatem cu piață. Păi ce mama n-ai faceți mai aici? A. Ce v-am zis eu să faceți? Să reparați rezervorul WC-ului. Nu să faceți mie tâmpenii de-astea modelași și rahaturi de adolescenți cu coșuri. Mai tăi stângura, cotoranțo, că rahat faci după ce e gata, nu acum. Ăsta nu e încă gata, mai avem să-i montăm doar motor. Dă-mă motorul, dă-mă motorul, dă-mă motorul, că facem o chestie mobilă și... Băi, ia ține-mă aici. Dă-mă motorul. Mai luăm motorul. Dă-mă motorul. Dă-mi-o aici. Dă-i motorul ca altfel! Ala că e bun, da! Băi, ăsta este motorul Don Chester care a fost furat de la bicicletă! Bă, voi sunteți nebuni? Ce spune frate? Mi l-a dat bonus la mici și la bele. Când am fost la obor să căutăm motor, ne-a dat și mici și bere și ne-a dat un motor. Băi, băieți, voi ați încurcat-o și eu trebuie să vă arestez? Că faceți trafic cu componente! Am vorbit ce componente? Am cumpărat motorul din târg de la obor și gata! Păi asta ziceți voi! Dar trebuie să și demonstrați! Aveți bun fiscal cumva? Bun fiscal la mici? Hai să vezi așa ceva! Și mă rog frumos, domn Chester, la ce avea motor? La bicicletă, ți-am mai spus odată. Bicicletă cu motor? Cine dragă, păi dacă îi pui motor, nu mai e bicicletă. E motor-cicletă, înțelegi? Ce? Așa trebuie să fie. Chiar ar fi păcat să sufere niște oameni nevinovați pentru chestiile astea cumpărate de nopori. Dă motorul. Dă motorul. Băi, vinovați, nevinovați? Noi am rezolvat cazul, adică eu cu Emma. Dar par! Ce frate! Ia mă, le dă lecții. Row, 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 gently on the stream. If you see a crocodile, don't forget the scream. Thank you.